Mică cu semințe de in, 2 ingrediente, am pus și puțină sare și puțin ulei, puțin. Așa, ia să vă arăt cum arată. Ia uitați, pâinică cu semințe de in. Să știți că este bună și delicioasă, fără făină. Bună ziua și bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu camelia și bucate gustoase. Și nu numai și avem nevoie de semințe de in și de albușuri. Deci 3 albușuri de grame și 4 de semințe de in și 3 albușuri. Și o să le măcinăm să formăm o făinuță. Și o să punem în această formă din silicon moale. O să o ungem mai întâi cu puțin ulei. Aici am un penson. Și o să o ungem cu puțin ulei înainte să fie unsă. Așa. Și am să pun aici în față. Aici am să pun într-un blender să mixăm semințele noastre de in. Să le transformăm în făinuță. Bună ziua și bine ați venit! 45 de grame de semințe de in le transformăm în făină, le mixăm bine și 3 albușuri, 115 grame, le-am cântărit. Și o să facem pâinica noastră, doar din 2 ingrediente. Și mixăm. Că este de ajuns. Vedeți făina din semințe de in. Încet. Așa, și aici avem albușurile. 45 de grame de semințe de in le-am mixat bine și le-am transformat în făină. Și aici avem 3 albușuri și le-am cântărit la 115 grame. Și acum o să le mixăm într-un vas. Și o să le mixăm. O să adaug și un praf de sare. Așa. Așa. Am bătut albușurile cu sarea. Acum vom pune praful nostru de in peste făinuța noastră. Și vom amesteca. Și apoi vom adăuga și 10 grame de ulei de măsline sau ulei de floare soarelui. Ingrediente și o să facem pâinica noastră. Să știți că este foarte bună. Așa. Și ia să punem așa în formă. Câte puțin. O împărțim așa.
eu am deschis cuptorul la 180 de grade și am să dau circa 15-20 de minute. Așa. Mai iau puțin de aici. Batem. Așa, o batem așa de masă. O mai netezim așa puțin. Și o să dăm la cuptor. Bună ziua, Maria! Mulțumesc, mulțumesc! Și vă mulțumesc tuturor! Așa, și punem aici. Am să dau la cuptor acum și... ce minunat! Vă pup, o seară frumoasă și multă, multă sănătate! La revedere! Pupici!